antrenorile. Da. Da, bun găsit, Radu, din nou bun găsit tuturor. Avem într-adevăr formula cu care naționala noastră va începe în această seară și nu sunt trei modificări față de meciul cu Israel, ci 5 modificări. Horațiu Moldovan în poartă, linia de fund aceeași Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, la mijloc Cicâldău, Marius Marin și Nicolae Stangiu, Ali Bec, vârf împins, flancat de Florinel Coman în stânga și Olimpiu Moruțan în dreapta. Alături de mine este din nou Florin Bratu. Bun găsit, Florin, avem bun primul găsit. 11. Cum ți se pare această formulă? 5 schimbări azi? Da, 5 schimbări, poate neașteptat, doar că ne-am obișnuit cu acest stil al lui Edi de a schimba de la meci la meci. Vreau să mai vorbească că... și eu niște domni despre echipă. Mă refer la Marius Mari. Cîldău vor suplini foarte bine lipsa lui Răzvan Marin, de exemplu, sau lui Screciu, care au făcut partide excelente, da, pe poziția aceea. Moruțan, zic eu că este și nu este o surpriză, pentru că am văzut meciurile lui în campionatul Turciei și este într-o formă bună. Florinel Coman, de asemenea, aici în campionatul nostru, probabil că va dori să arate un plus pe fază ofensivă și să ofere ceva special. Iar Ali Bec, bineînțeles, cu această concurență, competiție pe care el a creat-o cu Pușcaș, să vină cu plusul acela. Plusul pentru mine înseamnă gol sau goluri. Florin, astăzi trebuie să obținem un egal. Această formulă, îți dă speranța că putem obține un egal? Nu mă gândesc și nu există antrenor care să joace un meci la egal, Marian. Mă gândesc că putem câștiga acest meci. Avem entuziasm, avem calitate, avem publicul de partea noastră și îmi doresc să terminăm această campanie așa cum se cuvine, cu o victorie. Da, Florin, o să te rugăm să-i dai microfonul domnului Mihai Stoichiță, da. Să facem schimb de linie. A venit și dumnealui aici, s-a uitat și la prima repriză a Naționalei de Tineret. Imediat o să ne întoarcem și la voi. Până atunci păstrăm tradiția. Bun găsit, am văzut primul 11. Nu știați, vi-l spun eu? Bună seara, cum vedeți partida mai întâi? Extrem de interesantă. Ați văzut că avem foarte mulți jucători proaspeți, jucători care vor să participe și în prezența fizică și din punct de vedere fotbalistic la această calificare, care au jucat mai puțin sau știu eu în primul meci. Da, mă uitam, 5 modificări, domnule Stoichiță. De ce nu? Marius Marin, Stanciu la mijloc. Astea, modificările astea sunt permise, acum ți le permis și pentru că ești în momentul în care ești, adică calificat, și atunci poți să dai absolut la toată lumea o șansă ca să încheie în fanfară această campanie. 50.000 de oameni, peste 50.000 de oameni astăzi, la ce ne așteptăm? Cum i-ați simțit pe băieți? Că asta e foarte important. Cum i-ați simțit pe băieți înaintea partidei? Cu o miză importantă locul este întâi. O miză, da, bineînțeles. Dar eu i-am simțit în seara victoriei de la Felciut că atunci când am ajuns la hotel, n-au preferat să ducă mai repede în cameră decât să... A, deci n-au sărbătorit foarte mult. Ce sărbătorit, o bere, două, ce sărbătorit? Cum, calificare după 8 ani la un turneu? E o calificare, dar momentul a fost atât de important și atât de bine judecat de staff și ei, încât au dat seama că ar putea să obțină și locul 1. Un meci egal îți este la îndemână, zic eu, în seara asta. Și atunci au fost foarte conștienți că trebuie să aibă prospețime în seara asta. Domnule Stoichiță, v-am promis că nu vă ținem mult, mai aveți de urmărit partea a doua a jocului de la... Da, de e bine la și acolo, e bine și acolo. A fost bine și astăzi calificarea celor de la U17. 17, da, așa este. Da, deci suntem pe un... și în seara asta. Suntem pe un drum bun. Vă mulțumim tare mult, a fost și Mihai Stoichiță alături de noi. Hai România, de aici, de la Arena Națională. Așa să fie, mulțumesc. Mulțumesc, Marian. Scuze pentru intrarea intempestivă de mai devreme, dar chiar voiam să comentăm și noi câte ceva despre această echipă, care realmente e surprinzător. Pare că e un meci de ca și cum ne-am fi calificat deja de pe locul întâi, Marius. E ok? Nu știu, acum nu știu motivele pentru care el le știe mai bine. A făcut 5 schimbări. Eu rămân la părerea că sunt cam multe. Sunt cam multe. Și vreau, din ceea ce văd, adică dacă jucătorii cum sunt Stanciu, Bancu pot juca la 3 zile, cred că și ceilalți jucători puteau să o facă.
Da. Helmut? Măcar o parte dintre. Eu am văzut această formulă, mai puțin și Căldău în locul lui Răzvan Marin, în GSP. Mm-hmm. Și mie mi se pare... Muruțan. Da, cu Muruțan, da, Alivec și Coma. Da, mie mi se pare ok că joacă în această formulă, pentru că trebuie să le dea încredere și acestor băieți și sunt convins că fiecare va depune un efort maxim ca să iasă în evidență și să câștigăm în seara aceasta. Păi nu e problema de a depune efort, că asta cred că vor face, e chestia de putință, de calitate, de valoare. Nu știu dacă este asta, dar vă mai spun ceva și mai spun Cristi. Mai zic o dată, de 26 de ani n-am mai câștigat împotriva unei echipe care reprezintă ceva cu adevărat sau a reprezentat până de curând ceva cu adevărat important pe plan internațional. Mi se pare că s-a relaxat și selecționerul un pic după felul în care a alcătuit echipa. Nu, eu că și el sau poate, nu știu, poate are, eu știu, o strategie, pare, poate, da, are, poate modul în care a văzut adversarul, reacțiile pe care le-a și poate cine știe, se bazează foarte mult pe faptul ăsta care se tot vorbește din ultima vreme, că Elveția pe final de joc cedează și că a primit foarte multe goluri și atunci poate să vină cu jucătorii care au fost titulari la meciul cu Israel, proaspeți, se aducă în situația în care să dominăm Elveția și să reușim să scriem gol sau gol. Dar de ce spui asta că e experimentală? Nu ne așteptam cu toții să joace Alibek și Coman la meciul cu Israel? Nu, înainte eu de nu. Meci? Nu. Am fost aici, nimeni nu s-a așteptat să joace Pușcă și cu... Aia da. Și Drăguș la fel, pentru că Șumudica a intrat în emisiune și a spus că el nu joacă pe stânga. El joacă atacant, număr 9, clar. Da. Și atunci toată lumea a zis, probabil că nu va juca. Da, dar Ilie Dumitrescu pe scaunul ăsta a spus, eu cred că Drăguș, a zis că n-are informații, va juca pentru că este un jucător în formă, în mare formă, da. Și va juca. În ciuda lui Florinel Coman și așa s-a întâmplat. Povestea este, da, nu știu, poate că are o strategie. Dar pe de altă parte, ție Cicâldău, Marius Marin, Moruțan când a intrat meciul întregi. Sigur că Moruțan, am spus și noi de multe ori, noi ar trebui să-i se dea șanse ca titular. Dar acum parcă s-a creat o echipă. Cicâldău, Marius Marin, de exemplu, la mijloc, îți dau așa o siguranță absolută? Sau se pare că au strălucit în vreun meci până acum? Te întreb. Nu, dar ideea e că trebuie să-i folosești, pentru că sunt convins că pe unii din ei, sau dacă nu pe toți, o să ia în lotul pentru campionatul european. Și atunci, dacă îi ții pe margine, în momentul când îi introduci... Sau poate vrea să facă o evaluare. Cine știe? Exact. Dar cum să faci evaluare când e locul întâi? Adică cum să vadă? Păi, dar când s-o facă? Dar când s-o facă? Ai două. Eu zic că ai patru. Poate vrea să vadă și reacția jucătorului la un meci important, nu la un meci amical. Și o să joci cu Moldova, un meci amical. Deci este un experiment, cum a spus el. Dar atunci de ce n-ai experimentat și pe linia de fund? Hai să facem... De regulă linia defensivă se schimbă. Linia defensivă cei patru nu prea se schimbă, de regulă. Da, ziceți voi. Da. Ok, bun. O să interesant, foarte interesant. Moruțan, să vedem. E clar că Florinel Coman trebuie să-și crească nivelul. Ai da? își făcea live din pe sigur că văzut. Păi da. De ce un live de pe teren? De ce nu? Da. Oricum e nimic nu e normal sau banal, nu normal, banal în această traiectorie pe României. Rămânem cu satisfacția că lucrurile, orice s-a întâmplat în seara asta, sunt stabilite în legătură cu euro. De aici încolo, sigur că trebuie să acordăm până la proba contrarie credit lui Edi Iordănescu. Domnule, și-a câștigat acest merit. Ne putem avea semne de întrebare, mirări, uimiri, dar din punctul ăsta de vedere, nimeni nu poate să zică ce faci, domnule? Dacă nu aveam... Băi, băiatule, ce faci? El. Să-i spui, băi, băiatule, ce faci? El știe mai bine ce are de făcut, că el e cu jucătoria. Marius, îți mulțumesc, Helmut, îți mulțumesc, Cristi, îți mulțumesc, mergem la